De aproape un an și jumătate, foarte mulți dintre voi îmi comentați la clipuri: Tudor, fă un video cu FIFA Mobile. Iar în urmă cu două săptămâni, de pe un live, datorită vouă, mi-am instalat jocul și am început să mă joc. Și ce credeți, fraților? Îmi place FIFA Mobile, așadar astăzi, pachetele din acest joc, 14 milioane, îmi vor decide echipa în FIFA 23. Portugalia, striker, Al Nassr, Golanda, CB, Van Dijk. Van Dijk, tată! Și acum, nu știu câți dintre voi vreți să continuăm această serie, așadar vă las pe voi acolo să apăsați puternic pe butonul de like, să vedem câte like-uri putem reuși la acest episod pentru a continua seria cu FIFA Mobile. De ce nu? 3000 de like-uri, 5000 de like-uri, 10000 de like-uri. What the fuck? Și nu uitați să apăsați și pe butonul de abonare, deoarece mai avem nevoie de 150 de abonați pentru a reuși pragul de 236.000. Așadar vreau să vă susținerea voastră. Din ce am văzut eu, anumiți jucători pică destul de des în FIFA Mobile, dar totuși îți pot pica și coins, nu doar jucători. Sper să fie totuși un episod norocos, deoarece v-am zis, de două săptămâni mă joc și aceste pachete au fost strânse special pentru acest episod. Sper să nu fie ruină și poate lăsați și voi acolo un comentariu cu cel mai bun jucător al vostru din FIFA Mobile. Chiar sunt curios și haideți să vă arăt și echipa mea. Așadar, așa arată echipa mea din FIFA Mobile, cu Cristiano Ronaldo, atacant acolo frumos, pe care l-am cumpărat, vă zic sincer. Cel mai bun jucător care mi-a picat mie și cel mai bun jucător al meu este Vinicius. Și între timp, de acum o săptămână de când v-am arătat echipa, l-am cumpărat pe Valverde și mi-a picat Mandanda varianta Icon. Știu că este puțin diferit față de jocul de pe consolă, dar așa arată echipa mea, cu Denis Alibek acolo. Și acum vă zic sincer, următoarea mutare, Denis Alibek rezervă va fi și vreau să-l cumpăr pe Lionel Messi. În acest moment am 16 milioane de coins și chiar sunt curios dacă aș putea totuși să-l cumpăr pe Messi, sau poate cine știe, ne pică astăzi. Cum ar fi? Mamă, 89 de milioane, 33 de milioane, 582 de milioane, 2 miliarde de 100, Messi de 115. Doamne, ce e asta, fraților? Dar uitați, e un Messi cu 15 milioane, pe el aș putea să-l cumpăr. Îi dăm aici un buy. Nu știu dacă se cumpără sau nu, încă n-am învățat când pot să-l cumpăr, când nu. De foarte multe ori stă jucătorul la My Orders aici și o săptămână și tot nu-l cumpăr. Așadar, poate-l cumpărăm și noi acolo pe Lionel Messi și haideți să vedem primul pachet din acest episod. Primul pachet, fraților, este Hall of Legend Pack. Hai să vedem. Walkout cred că e. Elveția, goalkeeper, Bayern München și este Zomer. Hai să vedem ce variantă. 85 Zomer. Mamă, deja vedeam 120, 115, cum îmi place mie, peste 100. Și Rabiot în același pachet. Bun, avem oficial plus 25 de Legend Points. Nu e rău deloc. Zomer și Rabiot în primul pachet, primii jucători din echipa noastră. Nu începem rău deloc. Bun, am cumpărat direct tot varianta de 85, la fel cum ne-a picat și în FIFA Mobile, și îl băgăm în echipă. Bă, nu începem rău, puteam totuși să începem, cine știe, cu un portar, silver, bronze, habar n-am. Și acum îl vom băga direct și pe Rabiot, cu varianta lui de 88 de pe FIFA. Începem echipa bine de tot și să sperăm următorul jucător 100+. Următorul pachet, head-to-head pack. Hai să vedem. 350.000 de coins. V-am zis că nu mereu ne dă jucători. Item pack. Ăsta pare a fi bun, item pack. Hai tată. Team of the season. Sin Jin Ho. Cine e ăsta, tată? Sin Jin Ho. Ia-l găsim. Jin Ho, uitați-l. Oare are Team of the Season și în FIFA normal? Nici vorbă. Îl luăm totuși, îl luăm și îl băgăm și pe la rezerve. Fortune Pack. Un pachet care pare extrem de bun. Hai mă, tată, mă. Icon. Ailing, englez. Mă, ce jucător ăsta și valorează 5 milioane de coins? Mă, cum să valoreze ăsta 5 milioane de coins? Când oare? Asta nu există în FIFA. Ailing. Acum aveți care are super mega card. Uitați-l, fraților. Dar nu are niciun card special. Rezervă de lux și el, rezervă de lux. Totuși, vreau și un jucător peste 100 și un jucător să știu că pot juca cu el și în FIFA. Cu un card special ceva. Item pack, let's go. 3, 2, 1 și... Haide mă. Și... Hall of Legends user logo. 400.000 de coins. Și Romarinho! Ne pică Team of the Season Romarinho, colegul lui Ronaldo din aceeași ligă, de la Al Ittihad. Romarinho Team of the Season, care ce credeți? Are card special și în FIFA. Bun, stați așa puțin. Are card special și în FIFA. Mergem la squad și cred că și l-am în club. Ia să dăm Brazilia. Romarinho Team of the Season. Nu l-am? Parcă l-aveam. Ba da, uitați-l. Romarinho. Mamă, deci arată la fel card.
Ricardo. Aceeași poză, acum ratingul diferă. 100 plus în FIFA Mobile, 91 în FIFA normal, dar așa da, așa da. Team of the Season Romarinho intră în echipă colegului Karim Benzema și a lui N'Golo Kanté și știu că are și multe steluțe la Skill Moves. 5 steluțe la Skill Moves. Vom face spectacol astăzi și rămâneți până la final, deoarece vom avea și un challenge extrem la final de clip cu echipa făcută, Doamne ajută, cu echipă bună. Bun, acum vom deschide un pachet care se numește Program. Din ce am văzut pe YouTube, pică destul de bine în el și haideți să vedem. Andy, prietenul meu m-a așteptat să-l fac. Let's go! Program, tap to open, hai să vedem. Bun! Mamă, Team of the Year, Team of the Year, Polonia, striker, Lewandowski, tată! Lewandowski, Barcelona! Lewandowski Team of the Year de 109, 5.500.000 de coins. Oh my god! Ne pică Lewandowski Team of the Year, care la fel nu există, deci nu există pe FIFA normal, însă îl avem direct pe Lewandowski Team of the Season. Ia uitați-l aici, 97 rating, se apropie de ratingul din FIFA Mobile. Se apropie ușor ușor. Asta e accidentat momentan, nu joacă, e lovit. Revine într-o săptămână cam așa. Dar îl băgăm direct pe Lewandowski Team of the Season. Te pup, Andy. Așa da, noroc să tot ai. Băi, deci nu-mi vine să cred. Și ce animație șmecheră. Ce animație șmecheră. Acum vă spărați pe mine că zic asta, dar mi se pare mult, mult mai șmecheră animația din FIFA Mobile decât cea din FIFA normal. Plus de asta că diferă, ați văzut și voi. Diferă de la un pachet la altul. În FIFA e totul standard, nu se schimbă niciodată. Bombă rău de tot, Leva. Și fiți atenți că facem echipă bombardier astăzi. Haide mă tată, mă, haide mă cu Nike în ceva. Bun, hai tată, hai tată să vedem. Din nou același pachet, Fortune Pack, care mie îmi place foarte, foarte mult. Icon! Mamă, Ailing din nou. Încă unul, încă unul, fără Ailing, te rog. Fără Ailing, Fortune Pack, hai. Și Icon din nou. Guvu, Guvu Hero, Guvu Hero, 14 milioane și ne pică jucător Hero. Respect Andra, deoarece ea m-a ajutat cu aceste pachete acum. Vă zic sincer, n-avea cum să strâng atât de multe. Așadar, Ailing îl anunță pe Guvu. Așa că nu se mai poate. Ailing, titular. Bă, ne-a picat de două ori. El a anunțat pe Guvu că va veni. Și acum știu că pe FIFA Mobile poți să bagi și pe alte poziții. Striker, unde ești? Unde ești Guvu? Guvu Hero Icon, ați văzut? Deci card de Icon, stemă de Hero. Chiar tare. Unde ești? Ia uitați-l direct. Boom! Intră și el în echipă frumoasă, o echipă ultra ofensivă și totuși avem nevoie de un fundaș central. Și încă o notată, deci avem bani mulți rău de tot. De fapt sunt ultimele două Fortune Pack, Hall of Legends. Sunt pachete forță. Da mă, da, Walkout. Și ăsta, fraților, Austria Striker, Bologna, Arnautovic Icon de 110. Mamă, ce fain arată calul. 65 de milioane. 65 de milioane. Ce e asta, fraților, îl vând și mi-au mașină. Deci îmi vând și-mi iau direct Lamborghini Urus cu Arnautovic ăsta. Mamă, 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 câte milioane. Haideți să-l căutăm pe Arnautovic. Mamă, uitați-vă cât costă în FIFA normal. 950 de coins. Și varianta lui specială este una singură de 85. A fost la SBC. Așadar, îmi pare rău, Arnautovic Gold intră și el în echipă frumos. Păcat de 110 ăla și cât costă în FIFA Mobile. Mare atenție, fraților. Următorul pachet va fi deschis cu diamante și poate pica Haaland, Kaká, Ronaldo Nazario chiar. Best 11 pack. Hai, tată. UEFA Champions League. Bun, nu sunt coins. Mamă, ce animație cu UEFA Champions League. Olanda, ACB, Van Dijk. Van Dijk, tată. Bayern München este de league, dar ce am zis că e Van Dijk, nu cred. Deci am zis că este Van Dijk, dar este de Licht de 108. Mamă, diamantele mele roșii. Diamantele mele roșii. Dar măcar ne facem apărare. Măcar ne facem apărarea cu de Licht și face și chemistry cu Zomer. Asta e bine. Bun, îl cumpărăm și noi varianta de 88. Tot un card special. Dacă tot ne-a picat și el card special. Haideți să-l băgăm în echipă frumos. Unde ești de Licht? Unde ești de Licht, tată? Uite, cum intra Van Dijk ăsta? Cum intra Van Dijk? Da, asta e, ne mulțumim și cu de Licht. El ne-a picat, pe el îl băgăm. Și mare atenție, în acest moment urmează să deschid un pachet cu FIFA Points, direct bani reali, din partea Andrei. Haideți să vedem, foarte mulți jucători Icons, Team of the Season, Standard Pack, let's go, hai tată. Doamne, rip bani, mi-a picat
Garcia și 300.000 de coins. V-am zis că e ciudat rău de tot. Adică degeaba bagi tu FIFA points că poți să spice coins. Denied. Mai băgăm încă 500? Haide mă, încă 500 de FIFA points. Ultimii bani. Te rog, dăm ceva bun. 300.000 din nou. Fai de capul meu. De ce, doamne? De ce nu jucător forță? Am rămas falit. Continuăm. Item pack. Hai cu jucător. Da mă, da, walkout. Spania, left wing, Real Sociedad, Oyarzabal Icon de 110. Oyarzabal Icon de 110. Oyarzabal la fel nu are un card extraordinar, așadar momentan super sub. Totuși, vreau să avem echipă forță azi. Și acum mare atenție, mai avem încă un program pack din partea Andrei. Let's go. Hai, a zis să-l deschid. Mă, ce-i ăsta? Totti, Italia, CM, Juventus, Pirlo! Pirlo Totti Icon! Și ne prică primul jucător Icon din acest episod. 112 milioane de coins. Ne pică primul jucător Totti Icon din program pack. Dacă nu mă înșel, e unul dintre cele mai tari pachete. Și ne pică Icon Pirlo, varianta Totti. Ia să vedem cât costă, pentru că vreau să-l cumpăr direct. Pirlo, 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 unde ești Pirlo? Pirlo, Pirlo, Pirlo. Uite-l mă, fraților. Mamă, trebuie să-mi dau toți banii pe el. Toți banii pe Pirlo, dar nu contează, este singurul jucător Icon Totti. Bam, îl cumpărăm direct și va intra în echipă Totti Icon Pirlo. Mamă, exact aceeași variantă, vedeți ce tare? Aceeași variantă ca în FIFA Mobile, acolo ratingul mai mare într-adevăr, dar guvu. Boom, și aici direct Pirlo. Și avem doi mijlocași de la Juventus Torino, ce tare. Unul nou și unul vechi, Rabiot și Pirlo, prea tare. În acest moment vom deschide un pachet care a fost gratis aseară și Andra mi l-a păstrat. Acest program unde ne-a picat și Lewandowski. Sané, 16 milioane, dar fără animație, ați văzut? Cred că am apăsat eu din greșeală. Sané de 109 Team of the Season, cu aceeași poză ca în FIFA normal, ia uitați-l. 34.000, bom, primul văzut, primul cumpărat. Sané Team of the Season, intră perfect în echipa noastră. Și avem 3 jucători de la Bayern München, cât de tare. O să avem și cât de cât chemistry, asta e bine. Perfect, intră în echipă, mamă ce echipă avem. Mamă ce echipă avem. La fix intră și Sané. Bă, dar n-avem apărare, ce ne facem? Acum vom deschide un pachet, 112 over Player Pack Challenger Rewards 2. Ok, tap to open. Let's go. Let's go, tată. Let's go. Bun, walkout. Spania, right back, Barcelona. Cine? Sergi Roberto Flashback de 112. Sergi Roberto Flashback. Acum nu știu ce variante are Sergi Roberto, sincer, dar hai să vedem. Oare îl scoate pe Ailing din echipă? Cum îl cheamă pe ăsta? Ailing, pardon. Sergi Roberto. Nu cred că are niciun card special, nu mi-amintesc. Mamă, e blond în FIFA. E blond în FIFA normal, cu niciun card special. Hai mă, luăm și pe el totuși. Ne-a picat cardul lui Flashback. Oh, și-l mai aveam o dată. Și ca să vedeți cât m-am chinuit să ne iasă acest episod, următoarele pachete sunt de la un YouTuber, Cristi YouTube, care culmea, face content cu FIFA Mobile. Hai să vedem ce pachete ne-a pregătit Cristi și începem cu Hero Moment. Pachet cu jucător Hero, 30.000 de coins și Mostovoi. Mostovoi Hero, cred că e Marvel ceva, care are poză dinamică și maker. Mostovoi, nu e rău deloc. Treci în echipă, Mostovoi, Mostovoi, Mostovoi. Bun, acum voi deschide un pachet gratis care pot pica jucători Icons. Ia să vedem. Free pack. Nu ne-a dat nimic aici. Din nou un pachet free. Haide mă din ăsta free. Haide mă, free 11 pack. Am mai deschis unul astăzi. Aoleu, nimic, tată. Hopa! Și avem program pack din nou. 108 plus player pack. Let's go! Tap, 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 tap. Zinchenko! Zinchenko, tată! 42 de milioane și este exact jucătorul de care aveam nevoie, deoarece nu aveam apărare. Nu aveam apărare, așa că Zinchenko e la fix. Perfect, tată! Zinchenko îl dă afară pe Sergi Roberto. Îl băgăm totuși la rezerve aici frumos. Mamă, mamă, cum arată echipa asta? Cum arată? Și când vă gândiți că am început cu Zomer Gold. Hai, Cristi, hai, tată, că tot ești YouTuber de FIFA Mobile. Adune ceva forță. Item pack. 3, 2, 1... și item pack, let's go. Team of the season, Shalulile. Shalulile Team of the season.
Bă, și culmea există și în FIFA, Peter și Alulile. Ia uitați-l, fraților, cafea și cura voastră. Și acum cele mai tari pachete din partea Andrei, rewards-urile de la Rivals, end of season. Primul pachet, let's go, Portugalia, striker, Al Nassr, Cristiano Ronaldo, tată! Cristiano Ronaldo de 105, jucătorul pe care eu l-am cumpărat. Și ne pică Ronaldo în rewards-urile de la Rivals pe contul Andrei. Bă, cum vine, mă, asta, ultimele pachete? Și direct! Romarinho, îmi pare rău, tată, pentru tine. Și îl băgăm și noi direct pe Ronaldo. Deci ăsta e mai tare decât Ronaldo care ne-a picat, chiar dacă are 96, deoarece e team of the season. Nu ne-a picat man of the match. Mamă, mamă, și mai avem două pachete, fiți atenți. Următorul, end of the season. Oare ne pică și un team of the season? Walkout, Belgia, ST, Lens, cine? Openda de 108, nu e rău. Openda de 108, 4 milioane. Mamă, și mai e unul cu verde acum. Hai să vedem, îl avem pe Openda. Ia uitați-l, fraților, două variante. Băgăm direct varianta asta potâmă. Și ultimul pachet de astăzi, fraților. Ultimul pachet din episodul de astăzi. End of the season cu verde rewards. Mamă, cum arată și pachetul. Hai să vedem, haideți să vedem, ceva forță. Portugalia, nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Ronaldo, credeam că e team of the season. Ronaldo de două ori, back to back, dar vedeți, n-apare duplicate aici. Back to back Cristiano Ronaldo în același pack opening. Și uitați-vă, deja l-aveam în echipă. Ronaldo de două ori pe contul Andrei și eu m-am chinuit să-l cumpăr o săptămână, man of the match. Mamă, cum era dacă ne pica chiar team of the season, pentru că știu că există. Dar chiar și așa, terminăm pack opening-ul cu dublu Cristiano Ronaldo. Băi, și când vă gândiți că în live-ul de aseară mi-a picat de două ori Messi și am stat 5 ore să-mi pice Ronaldo și nu mi-a picat. Și acum, pentru a completa echipa, am păstrat un pachet special în FIFA normal pe care îl vom deschide. Uitați că avem aici 5 pachete, dar îl deschid direct pe cel mai tare. Nu le deschid pe acesta. Acesta este. El ne va decide ultimul jucător din echipă. Să sperăm cu un fundaș central, dacă nu, băgăm direct. Haideți să vedem. 83x25. Haide, mă, cum ar fi Ronaldo din nou? Brazilia, CDM, Casemiro, mamă, exact jucătorul care ne-a refuzat. Only a photo, case. Casemiro, case. Ha, ceva bun după el, ceva bun după el, te rog. Ruben Dias, măcar știm că avem un fundaș, îl băgăm direct în apărare. Și Zomer, din nou, ce tare. Niciun jucător special, stați să mergem până la capăt. Na. Ok, Ruben Dias, îl băgăm pe el în echipă. Boom, direct. Așadar, fraților, așa arată echipa finală, decisă din pachetele de pe FIFA Mobile. Eu zic că a ieșit o mega echipă și cu jucători Icon Totti, Hero, Lewandowski Team of the Season, Ronaldo de două ori, Rabiot, Zinchenko și așa mai departe. Băgăm și un manager frumos aici, pe Xavi, antrenorul Barcelonei. Și challenge-ul de astăzi este următorul. Fraților, voi juca un singur meci cu această echipă. Dacă îl câștig, sunt salvat. Însă, dacă am pierdut acest meci, va trebui să dau remove club, să-mi șterg contul de FIFA Mobile și să o iau de la zero după ce am jucat două săptămâni. Haideți să vedem adversarul de astăzi. Samba, mamă, Ruben Dias, mamă, Ronaldo și Messi, Ronaldo și Ronaldinho. Rip cont de FIFA Mobile, atât vă zic. Hai să ne. Și Leva ne salvează. Leva ne salvează, te pup, Andy. 1-0, gol Lewandowski, scăpăm. Mamă, ce face Cristiano Ronaldo? Să vină Siwi și Ronaldo Team of the Season poate pune punct acestui episod cu o victorie care ne salvează. Hai să vedem dacă dă rage quit. Oricum, golul ăsta e de rage quit, sincer. Am zis, braziliana și șut aproape de vinclu. Cristiano Ronaldo și cu Lewandowski ne salvează. Mamă, ce episod, ce bulan și ce meci am avut. Așadar, fraților, aici se termină mega episodul de astăzi, în care pachetele din FIFA Mobile ne decide echipa în FIFA 23 și ne iese challenge-ul cu multe emoții. Vă zic sincer, aș fi luat-o de la capăt totul pentru acest episod, care sper să vă placă. Haideți acolo puternic cu peste 8.000 de like-uri. Bă, nu știu câte like-uri se fac, dar voi veți decide acolo. Poate 5.000, nu contează. Haideți și cu butonul de subscribe. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!
I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me.